Partidul Democrat în care acest guvern condus de infractori, cu precădere de infractori, încearcă într-o formă sau alta și să salveze aparențe. Problema Codlea a fost, cu ghilimele de rigoare, rezolvată pentru ca anumiți deputați și senatori din zonă oarecum să poată să iasă pe stradă și din asta nu-i linșeze. Și e o presupunere de ordin personal care o fac acum, pentru a-și crea niște lideri care să mai aibă tupeul să candideze. S-a creat o problemă falsă în jurul unui, o rezolvare falsă în jurul unui așa zis lider local, nu vreau să dau numele pentru că nu cred în autoritate în momentul de față, iar în momentul în care această așa zisă rezolvare prin bunăvoința facerea de trimitere al Ministerului Sănătății apare în fața tuturor, vinovați de ea să fie acești oameni cărora vectorii de imagine. Mă refer la niște lideri locali care au apărut și au luptat, așa zis, pentru deschiderea acestui spital. Dovadă că nu s-a deschis este ceea ce trăim, sau că este deschis, dar el funcționează ilegal, este ceea ce vedem cu toții în acea instituție. Vreau să vă spun în mod concret anumite lucruri. Când vorbim despre sănătatea în județul Brașov, vorbim despre toate spitalele și vorbim despre toate zonele. Sănătatea trebuie distribuită unitar în acest județ, nu în anumite centre în care, dau un exemplu, cel de la Victoria trebuie să facă aproape 120 de kilometri ca să ajungă la spitalul județean. Avem soluții pentru ca spitalul județean să-și deschidă sau să-și externalizeze niște secții externe, astfel încât Codlea, Săcele și Victoria să fie folosite la capacitatea lor normală, aparatura care există acolo să nu se deterioreze. Am mai spus-o și repet. Caz concret pentru Codlea, da? Iată că avem 85 de paturi și un spital care funcționează fără autorizare, iată că avem o degradare de la gradul 4 la ultimul grad, vreau să vă spun că și acest grad 5 este iluzoriu, pentru că el nu corespunde nici acestui grad 5 cum spunea colegul Domnului, pentru că are nevoie de secție de chirurgie care nu o are și pe care nici nu are cum să o aibă de altfel.